Războiul rece pe care îl simțim cu toți între două formațiuni politice din coaliția de guvernare, de fapt o bătălie a declarațiilor politicianiste de joasă speță, înfundă și mai mult România în criză. Pentru colegii noștri din PNL și USR Plus, nimic nu a mai contat în ultima perioadă. Mult mai important au fost atacurile la persoană, la baionetă, pe funcții, pe numiri, pe împărțiri de scaune. Nu s-a mai pus problema situației în care se zbate România din cauza crizei sanitare și a celei economice, peste care s-a suprapus acum și o criză guvernamentală, artificial creată, culmea, din cauza sănătății. Să nu uităm că organizatoric și politic, Ministerul Sănătății a avut probleme încă de la începutul pandemiei. În martie 2020, la o lună de la primul caz de infectare SARS-CoV-2 apărut în România, Ministrul Sănătății a demisionat. A urmat o perioadă de relativă acalmie. Dar după formarea coaliției PNL-USR plus UDMR, am avut parte de un ministru marionetă în fruntea sănătății. Un ministru care și-a delegat toate atribuțiile secretarilor de stat, un ministru mai mult absent decât prezent. Și-au urmat 4 luni cumplite, chiar tragice, zeci de pacienți decedați în spitale sau în secții COVID din cauza accidentelor care ar fi putut fi prevenite. Incendii în unități medicale, în urma cărora nu s-a făcut niciun raport oficial, baze de date sparte de persoane neautorizate. Un ministru care stârnește valuri doar prin postările pe Facebook. Toate acestea au stat la baza moțiunii simple inițiate de Partidul Social Democrat, o acțiune soldată cu un eșec, din păcate. Într-un final, ministrul a fost demis. S-a atins astfel un nou punct nevralgic, un moment care a stârnit o avalanșă de acuzații reciproce între cei ce formează o mare parte a coaliției de guvernare. Un ministru care și-a schimbat atitudinea radical după ce a fost îndepărtat din funcție. Un ministru care nu a scos un cuvânt nici despre mafia din sistemul de sănătate, nici despre persoanele decedate de COVID, atâta timp cât s-a aflat la șefia acestui minister esențial în perioada de criză sanitară pe care încă o traversăm. Și asta în ciuda mult clamatei transparențe. Schimbările subite de atitudine în funcție de interesul personal sau de partid demonstrează o lipsă de pregătire, și nu doar profesională, cât și politică. De ce s-a ajuns la această situație? Am ajuns să fim cu toții martorii unei mascarade izvorâte din incapacitatea de a găsi specialiștii care să ocupe posturi cheie. Oameni pregătiți să rezolve problemele rapid și cu profesionalism. Pentru că un guvern care a fost încropit exclusiv în baza unor propuneri bazate pe interese politice nu poate să genereze decât haos. Rodica Paraschiv, deputat, circumscripția 31, Prahova.